Vă salut, dragilor! Împreună cu Jack o să fac astăzi un nou vlog. Dar nu este despre Jack acest vlog, ci este despre Ela, despre vara care tocmai s-a terminat, despre epuizare fizică și psihică și, ok, și despre Jack. Ah, puți, Jack, puți, trebuie să te spălăm! Am avut o vară foarte plină, foarte multe concerte, în special în August am avut 15 evenimente și am fost plecată cam 20 de zile de acasă. Ah, nu mă vait, mă bucur foarte tare că am fost chemată peste tot în țară și că am fost alături de voi și că am avut atât de multe concerte și am reușit să vin cu fantezia show peste tot. În schimb, când am ajuns acasă după ultimul concert de pe 28 de la Bistrița, am avut o surpriză foarte neplăcută pentru că fetița noastră, Ela, a fost internată în spital. Cu un virus, un norovirus se numește, aparent un virus care se transmite foarte rapid la copii și a fost internată cu vomă, cu diarie, cu tot felul de simptome de acest gen și a trebuit să stăm 3 zile în spital cu ea. Pentru noi a fost foarte greu, mai ales că eu veneam după multe concerte. Greu, ești și gras! Doamne sfinte! Îmi rămăsesem. Și cum am ajuns de la concert acasă, am mers direct la spital și a trebuit să stăm cu ea în spital. Sărăcuța i-au pus perfuzii, au ținut-o sub regim, n-am mâncat, i-a fost foarte rău. Și colac peste pupăză, când iau asta și am mai revenit, mi s-a făcut și mie rău, crezând că am luat acest virus. Am început și eu cu stări de vomă, cu stări de rău. Trebuie să-mi pun și eu perfuzii ca să-mi revin. Frumos, nu? Din păcate aici mi s-a spart vena. Și de fapt, în urma analizelor, eu nu aveam acest virus. Am crezut inițial că l-am, dar nu l-aveam. De fapt, starea mea de rău era de la epuizarea fizică din ultimele săptămâni, pentru că am, într-adevăr, mi-am supus organismul la un efort fizic foarte intens datorită concertelor. Astăzi suntem acasă, suntem bine, după câteva zile de stat în spital. Suntem acasă, este prima zi liberă după foarte mult timp, așa că suntem fericiți că suntem bine, că totul s-a rezolvat, Luța este bine și profităm de această zi minunată să stăm acasă. Sunt o mare norocoasă pentru că soțul meu știe să gătească și atunci când are puțin timp liber, ne delectează cu tot felul de bunătăți. Să vedem ce mâncăm astăzi. Iubire, ce gătești? Fac ceea ce trebuie să facă un bărbat după ce se însoară. Ia să vedem. Fripturica și ciorbică cu legume, nu? Abia aștept să mănânc. Și Jack cred că abia așteaptă să mănânce oasele. Am vorbit cu el mai devreme. Jack! Ce iubim noi mai mult și mai mult pe lumea asta? Să mâncăm, nu-i așa, Jack? Și suntem recunoscători, tu stăpânului, eu soțului, pentru că are grijă de mâncarea noastră, cea de toate zilele. Mulțumim, abia așteptam să mâncăm. Pentru binele stomacului. Da, știi, la mine dragostea trece prin stomac. Așa este și la mine la fel, să iei și tu alea 6 beri pe care mi-ai promis. Ok. Luăm o unire? Putem să luăm o unire? Eu nu am fost acasă când mi s-a făcut rău Eliuț, eram pe drum. Veneam de la Cluj. Vine mama soacră. Serios? Da. Cred. Nu, că n-am sunat-o. Nu e, nu? Pe mamele soacră nu trebuie să le suni la aeroportul, adică... Nu iei și fac este, te uiți în dreapta, în stânga, e liber, când te uita jos, e mama soacră de iese de undeva dintr-o cutie, dintr-un dulap. Serios, ea e? Nu e ea, dar mă aștept să fac o magie să intre. O să fie un vlog serios. O să bagem manele, dar e ok. Ce ai simțit când ai văzut o peluță că îi este rău? Eu nu eram acasă, eram pe drum, veneam de la Cluj. M-am aterizat, am mers direct la spital. În schimb, tu ai fost acasă de la început de dimineață și cred că ceea ce am simțit eu când am văzut-o în spital, tu ai simțit înzecit să o vezi că îi se face rău în brațele tale. Cât simt că situația e sub control, nu mă sperie. Ce m-a enervat, în schimb, ce m-a supărat foarte tare, a fost faptul că
În momentul în care mă duceam cu el la spital, de dimineața de la 7 a început să îi se facă rău, tot am încercat să-i mai dau bani niște picături vorbind cu doctorița. În momentul în care am ajuns lângă spital și încercam să parchez, asta m-a deranjat cel mai tare. El a început să vomite în scaunel și a dat capul pe spate și atunci m-am speriat pentru că nu, credeam că o să se nece, adică în mod normal dacă vomiți cu capul sus, te neci. Am oprit repede mașina, am oprit-o fix în stradă, am luat-o repede pe ea din scaun, am luat-o cu capul în jos, am bătut-o, aia vomita pe mine, vomita pe jos, a vomitat continuu și am făcut la un moment dat semn cu mâna, a oprit un tip. L-am rugat să mă ajute să împacheze mașina, pentru că nu mai puteam să o pun pe ea în scaun sau să pun pe ea la volan și eu să conduc. Și l-am rugat să împacheze puțin mașina. Da, 10 metri erau până la locul de parcare. Eram cu ea mână, ea udă toată, eu tot plin de vomă, ea la fel, ea cu capul în jos, răcuța și mai putea cu ochii umeri și plângea, pentru că plângea foarte tare în momentul în care vomita. Și l-am rugat pe acel tip să împarcheze mașina, a început să râdă. Atunci am în jos, a început să râdă și a fugit, a plecat. Când mi-a povestit chestia asta, m-a furiat foarte tare. I-a făcut semn altuia, s-a uitat la mine, a plecat mai departe, după care am făcut altui tip semn, a oprit, a dat geamul jos, s-a uitat la mine, i-am explicat repede, înainte, vă rog frumos, parcați acolo. Și s-a uitat așa foarte dubios la mine și știi ce-o fi zis, că îl păcălesc, că îl prostesc, deși vedea că eram plin de toate. Și a închis geamul și a fugit. Și în fine, am lăsat mașina acolo vreo 5 ore, m-am dus repede cu el, m-a luat doctorii, am internat-o, am stabilizat-o pe ea și după vreo 5 ore, când după ce i-am pus deja branule, când i-a dus medicamentele, atunci m-am dus și am văzut mașina mea, mă gândeam că poate e speriată sau ceva, sau da, dai seama, petrecere de pieton nu e frumos, dar oamenii au început să râdă sau s-au speriat, m-am văzut așa că am lăsat acolo. Am vrut să povestească lucrul ăsta, ca să vedeți și voi că unii oameni chiar sunt lipsiți de empatie sau de judecată și că trăim totuși într-o societate în care mai mult se râde decât se ajută. Da, în rest, nu, că și tu ai avut activitate foarte mare în asta și eu la fel, aglomerație, oboseală foarte mare, dar ne bucurăm acum că... E prima zi liberă. E prima zi liberă pentru ea, că a dormit. Pentru mine nu, că a zis ce fac. Da, dar îți place. Da, îmi place să gătesc, ca nebunie, iubesc să gătesc. Băi, suntem fericiți că el este bine acum, este da, foarte bine. Aici, da. Se uită la desene animate în spate. Mă gândeam că spui că suntem fericiți că mâncăm. Eu sunt cea mai fericită că mănânc. O, ți-ai somnit, tati? Dar ce face mami? Papu. Wow, și tati ce face? Papu. Papu și tati papu? Aia ce face? Papă! Wow! Și mamaia ce face? Mamă! Și tătaie? Papă! Papu și tătaie? Toată lumea papă! Spune, ce face Eno? Papă! Ai, lasă-mă! Și Gheo ce face? Papă! Uleu, tati! Și Gheo ce face? Papă! Ai, lasă-mă! Toată lumea papă? Toată lumea papă! Mamă, prea cu cel mai mult! Doamnelor și domnișorilor și doamnelor și domnișoarelor, priviți! Ce minunăție! Friptură la tavă! Eu am făcut-o! Chef Andreea! Pinocchio ar fi invidios la ce nas mi-a crescut acum! E așa că e bună ciorbița făcută de tati! Tati face cea mai bună ciorbiță! Ce face el la papă? Iam, 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 iam! Nu mai vorbește! E atât de bun că nu mai vorbește, Puciu! Ce bun e! Și Jack! Și Jack o să pape! Imediat o să pape Jack! Iam, 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 iam! Iam, 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 iam! Ce faci, mămiciule, acolo? După trei farfurii de ciorbă m-am cucuțat în vârful patului și acum îmi iau desertul mult așteptat. Mulțumesc că mi-ai cumpărat zmeură. Ador zmeura și cu puțin zahăr și puțin biscuite, așa, dacă vreți, dragilor, să mă cuceriți, trebuie doar să-mi oferiți zmeură. Ela, poftim! Uaaa! Ia vreau castronul! Dile-o, miau, miau! Uite, miau, miau, papă! Mi-a furat desertul! Eu acum ce mai mănânc? Uite, crezi și ție. Dă-i mami, dă-i mami. Bună ziua, vă pup pe toți. Sunt aici cu șefa mea, care a fost bolnavă. Foarte bolnavă. Uite, Cristian, ce mi-au făcut, mi-au spart vena. Uitați-vă. Uite-te. Dovada. Dovada. După aia mi-au luat sânge de aici. Dar eu prima oară am crezut că am luat virusul de la Ela. Copil. Și mi-am luat toate analizele, am dus și dar așa de fapt, și de-alea. Epuizare. Da. De la spectacole, pentru că noi muncim foarte mult și este foarte greu ceea ce facem noi, doar noi, Andreea Bălan. Andreea Bălan are un show excepțional asta și foarte greu. Asta îmi place. Suntem epuizate.
După cum vedeți, arătăm epuizate, nu? Da, un pic așa. Suntem un pic, da. Da, fără glumă, este foarte greu ceea ce facem. Da, e greu, invitați-ne la spectacol, dar este foarte greu. E greu pentru foarte că greu, pe lângă schimbatul hainelor, facem de acel 15 ori. Acel du-te vino de un kilometru de la scenă până în vestiar. Depinde unde e vestiarul. Nu contează, un kilometru cel puțin. Este. Noi cerem cort lângă scenă, dar nu avem prea, niciodată. Nu cortul este primim la un kilometru de scenă. Și atunci și dansăm pe scenă și coborâm scările. Și ne schimbăm de 15 ori și dansăm pe scenă și cântăm live cu formație. Foarte cu formația, frumos. Formația, formația, formația. Formația ca pe vremuri. Elena îi se mai întâmplă și ei câteodată să ajungă la spital după un calup de ăsta de concerte. Ce te doare? Mă simt epuizată și dacă vreți să ajungeți la Andreea Bălan, trebuie să aveți imunitate. Imunitate ridicată. Să stați bine cu nervii. Și să nu încurce costumele. Deloc. Eu nu încurc niciodată costumele și le așez tot timpul foarte ok. Chiloții roz la chiloții roz. Not. Vestuțele la vestuțe. Pinocchio e aici. Mi-a crescut nasul, Tu crezi că ar trebui să avem un show mai simplu? Nu, din ce în ce mai complicat, pentru că suntem din ce în ce mai pentru mature. Asta ne deosebește de ceilalți artiști. Clar. Asta ne ține de atâția și atâția ani în topul vânzărilor pe concerte, pentru că facem un show foarte evoluat frumos. Foarte mult. De la an la an. Foarte mult, da. Și tot timpul încercăm să ne autodepășim. Și voce, tot. Exact, cu costume, cu coreografii, cu band, melodii cu toate. Cu mesaj, nu melodii doar așa de vară. Da. Care rămân în timp. Rămân în timp. Mergem la bebe. Pe cățel. Și bebe bine. Opsa! Ia uite, bebe! Hopșa! A mai crescut, mi se pare! Acesta este exercițiul zgâlțitului. Nu înțeleg care este distracția în acest exercițiu, în acest aparat. Bebelușii știu. Deci eu am gătit ciorbiță de legume cu puțină cărniță de văcuță și friptură la tavă de pui. Eu am gătit. Foarte bună, să știa. Și am mâncat de neamis pe degete. Să nu-i pomenești lui George că eu am gătit. Se simte ciudat, se simte prost. Adică îi faci concurență. Îi fac concurență, dar să nu-i spui că eu ți-am zis că eu am gătit. Adică, dar să știi că eu am gătit. Parc este plin de copii. Tu mai vrei un nepoțel? Dacă dă Dumnezeu. Da. Da. Dacă dă Dumnezeu. E cam greu pentru mami. Mami ne ajută foarte mult. Și dacă aude că mai vine unul, ne punem bună internă. Nu știu ce să zic. Ne punem bună internă. Ne mai punem da, bună. Vedem. Vedem, ne descurcăm. Nu, da, ela pleacă la grădiniță. Dacă mai vine unul, ela pleacă la grădiniță și atunci practic toată lumea îl preia pe bebe number 2. Aici se încheie, dragilor, vlogul de astăzi și tot aici se încheie ziua mea frumoasă pe care am petrecut-o în familie, în sfârșit o zi liberă în care m-am odihnit și mi-am încărcat bateriile. Fetița mea dragă, cu soțul meu, cu mâncare bună, cu desert bun. Asta e ceea ce contează. Ne revedem data viitoare. Mă duc să văd ce face ăla. Aparent e la nisip, deci o să-și pună nisip în cap. Deci o să am treabă la băiță, multă treabă. Vă pup și vă iubesc.